Mam właśnie na mieszkanie się z tym, że ten pan panuje i to jest wyciągnięcie relacji internacjonalnych i studiowych. Ale by nie na osobie, to taka reakcja portalna, czy to wpływa na wschodzie i na Bastra, i to da te mały interes, szanowny Brexit. A szada, krytycko posibla i sile, mamy pytanie, nie mamy na Europeanu. W akcie legal procesu de integrare pentru celelalte state și aici mă refer în special la componenta fiscală, sau, din potrivă, acest lucru va încetini procesul. Mulțumesc. Brexitul în sine. Putem să vedem ca un fel de catalizator sau accelerator, atât pentru oportunități, cât și pentru zonele problematice. Practic, Brexitul nu s-a produs, nici nu s-a notificat, dar deja produce urmări care majoritatea, dacă vrem să fim cinstiți, nu sunt neașteptate. Eu mă număr printre optimiști în Consiliul European și spun că sunt oportunități aici și trebuie și noi, ca români, să le vedem, să le negociem și să profităm de ele. Dar, pe de altă parte, să fim realiști, că sunt și foarte multe probleme care nu au apărut datorită Brexit-ului, dar au fost repuse pe tapet odată cu Brexit-ul. Sunt probleme care au fost și înainte în discuție. Ele sunt legate de libertățile fundamentale, în special de libera circulație a forței de muncă. Sunt legate de suveranitate. Cei din Marea Britanie, la vremea respectivă, au împachetat chestiunea suveranității mai degrabă într-o chestiune legată de parlamentarism, dar în fond este problema suveranității. Și este veșnica problema a felului în care dorim să construim una, dacă vrem una, unde toată lumea progresează și tot se străduie să-i ajute pe cei care merg mai încet, sau dacă acceptăm ideea unei uniuni pe mai multe viteze. Aceste probleme sunt în discuție. Nu neapărat sunt discutate cu prioritate și asta este păcat, dar până când nu găsim soluții la ele, cred că nu vom face pași foarte hotărâți nici în celelalte chestiuni. Bună oară, discuția pe suveranitate a adâncit o falie care a apăruse din cauza gestionării migranților. Falia dintre Est și Vest, unele țări care nu au vrut să primească migranți, alții care au fost de părere că trebuie împărțiți între toate statele, și dacă reducem problema la esența ei, este de fapt problema suveranității. Dacă vrem ca Uniunea să fie o Uniune profund integrată, sau dacă vrem să fie o Uniune de state, unde fiecare mai mult sau mai puțin face ce vrea, dar ne înțelegem ambiții cum abordăm chestiunile. Aceste lucruri sunt în discuție și va conta. Opinia României, am spus-o chiar la început, este că Uniunea trebuie să fie una integrată și noi trebuie să fim mai profund integrați. Eu cred că Brexitul va genera în continuare nenumărate discuții pe aceste teme și pe alte teme. De altă parte, nu cred că Brexitul va duce la ruperea Uniunii, dar cred că nici nu va duce un scurt timp la o integrare mai aprofundată. Deci, integrarea fiscală până oară nu cred că se va produce, cum nu se va produce nicio armată comună a Uniunii Europene.